Are cuvântul domnul profesor John Ionescu, care să ne prezinte o temă foarte interesantă, foarte interesantă, nutriția personalizată. Și dânsul să ne convingă că cel mai bun medicament este alimentul. Și vă spuneam eu o statistică de la Uniunea Europeană, am participat la un congres european anul trecut, spunea așa că 90% din medicamentele prescrise de medici au eficiență doar 40%, de unde rezultă necesitatea intervenției în forță a medicinei alternative și complementare. Vă mulțumesc pentru aprecieri și sper ca în puținul timp care îl avem la dispoziție să apucăm să înțelegem rolul cheie al factorilor nutriționali în cadrul unei nutriții personalizate, antiinflamatorii, extrem de important în atâtea situații clinice. Întrucât tema este imensă, voi încerca să dau câteva jaloane din activitatea noastră, din clinica Neukirchen, în Germania, și să mă concentrez, ne vom concentra astăzi pe temele privind nutriția la alergici. Deci, în Germania avem 30 de milioane de alergici la o populație de 86 de milioane de locuitori, deci este o explozie incredibilă a acestor patogenii. În America, la fel, cum spune domnul profesor Dulcan, și din păcate, aspectele nutriționale sunt foarte superficial abordate. O greșeală majoră, o greșeală cheie, ca să spun așa, și care și explică, de fapt, de ce acești pacienți nu se însănătoșesc niciodată. Rămân alergici o viață întreagă. La alt pol al patogeniei actuale, patologiilor actuale, abordăm pe scurt, foarte pe scurt, pentru că, într-adevăr, timpul nu ne permite, câteva particularități ale nutriției în boala canceroasă. Și acest lucru are o importanță covârșitoare. Milioane de bolnavi de cancer, fără să știe, li se accelerează evoluția bolii, rămânând pe o dietă întâmplătoare sau, din neștiință de cauză, cu efecte secundare grave, cum vom vedea. Deci, o dietă pe care este recomandată de unul sau altul dintre practicieni, care, fără să știe ce face, accelerează evoluția bolii. Între această imagine a unui pacient cu dermatită atopică gravă, terapie rezistentă, cum spunem, terapie rezistentă, rezistentă la terapiile clasice, și această imagine în care îl părăsește clinica după 3 săptămâni și jumătate, maximum 4 săptămâni, într-o stare cu totul stabilizat și într-o stare psihică cu mult mai bună decât a venit. Deci, într-un interval de 24-25 de zile, s-a întâmplat ceva. Pot să vă asigur că nu s-au folosit niciun fel de corticoide, niciun fel de antihistaminice, niciun fel de retinoide, niciun fel de biologicals, deci imunsupresive, în terapia acestui pacient. Atunci, care este secretul? În clinică abordăm aceste probleme de peste 25 de ani, adresându-ne nu simptomelor acestor boli, ci cauzelor. Pentru a înțelege cauzele alergiilor, trebuie să revenim puțin la manualele școlare medicale de imunologie, care descriu foarte bine și la fiecare ediție cum se poate induce o alergie la un animal sănătos. Purtătorii premiului Nobel pentru imunologie, Johansson și Ishizaka, pentru descoperirea imunoglobulinei E, prezentă în toate fenomenele alergice de tip 1, pentru că avem 4 tipuri de reacții alergice, respectiv sensibilizări, după cum sunt el, arătau încă în anii 70 că pentru a induce o alergie la un animal sănătos ai întotdeauna nevoie de 3 factori. Alergenul. Deci să luăm un alergen alimentar, cum ar fi ovalbumina sau lactalbumina, care trebuie administrat animalelor de experiență, toate sănătoase, repet, cobai, șoareci, șobolani, zilnic. Așa cum fiecare dintre noi mănâncă zilnic alimentele preferate, de fapt.
nimic nou. Au constatat că administrând animalelor acest aliment zi de zi, niciunul nu devenea alergic. Normal. Animalul sănătos nu are de ce să devină alergic la o mâncare normală. Au adăugat un al doilea factor, constatând că acest factor este prezent în majoritatea alergiilor, factorul infecțios. Deci, vaccinurile cu Bordetella pertussis sau cu Mycobacterium tuberculosis, poate Bordetella pertussis vă spune și dumneavoastră ceva, vaccinurile cu pertussis. Deci, al doilea factor, cum vă spuneam, obligatoriu pentru a induce o alergie contra ovalbuminei, să zicem, albușului de ou. Factorul infecțios, vaccinurile cu Bordetella pertussis sau Mycobacterium, m-au auzit mai bine acum, da? Ok, sau Mycobacterium tuberculosis, cunoscute în toată imunologia din anii 60-70. Dar și prin asocierea acestui al doilea factor, animalele, deși prezintă pe parcursul acestor experimente fenomene de iritare, de creștere de temperatură și neliniște, ca în cazul unei gripe, ca în cazul unei reacții antibacteriene, nu devin alergice contra ovalbuminei respective. Al treilea factor este decisiv pentru a induce alergia, așa nume factorul de mediu, factorul chimic. Când au debutat experiențele lui Ishizaka și Johansson, au folosit foarte adesea fenolii sau fenolii substituiți ca factor iritant. Ulterior, colegilor au înlocuit fenolii cu pesticide, substanțe adăugate din mâncare, vopsele și metale grele de genul mercurului, cadmiului, plumbului, toate aceste elemente toxice din mediu au putut înlocui fenolii ca factor 3 obligatoriu pentru explozie, pentru obținerea unui răspuns alergic de tip 1 cu producere de IgE contra alimentului respectiv. Când cei trei factori se regăsesc sau, cum în cazul experimentelor, au fost administrat simultan, se obține un răspuns alergic contra alergenului respectiv, în cazul nostru NUCA, cum vedeți, în interval de 21 de zile. Deci după 21 de zile de aplicare acestui tratament cu trei factori de bază, animalul respectiv devine alergic contra antigenului oferit, alergenului oferit, în cazul nostru, să zicem, NUCA, și se obține o cantitate crescută și din ce în ce mai puternic, mai crescută de imunoglobulină de tip E. Deci avem de face cu o reacție imună de tip 1, imediată, care la contactul cu alimentul respectiv, animalul respectiv a reacționat de fiecare dată. Neavând timp acum să ne ocupăm de ceilalți doi factori care sunt covârșitori de importanți, de fapt factorul de mediu, factorul toxic, explică explozia alergiilor din ultimii 50-60 de ani, iar factorul microbian de care vorbim este totdeauna prezent. Ați văzut pielea pacientului cu imaginea inițială, cu o încărcare constantă de superantigene de genul Staphylococcus aureus, Streptococcus hemolytic sau Candida albicans. Intestinul acestor pacienți este permanent într-o stare catastrofală cu infecții cronice, în special la bebei, la copii. Avem infecțiile mixte de la gură până la anus cu Escherichia coli hemolytic, cu clostridii, cu anaerobi, cu enterobacteria aceea patogene și cu candida. Deci candidozele sunt absolut aproape sine qua non obligatorii în această situație. Ne ocupăm astăzi de factorul nutrițional. Cum putem identifica factorul nutrițional în cazul alergiilor? În Germania, ca și în România, sunt cunoscute așa numitele prick testuri pentru piele și testarea prin testul de IgE, RAST, testarea RAST, în care se caută IgE-ul specific contra acestor alergene. Bineînțeles, acest mod de testare dă adesea rezultate, în special IgE-urile la copii, sunt foarte frecvent întâlnite și le întâlnim, bineînțeles, și la copiii care ne vin în clinică. Partea proastă este că pe măsură ce înaintăm în vârstă, se produce un shift de la această reacție imediată cu anticorpul de tip IgE la reacțiile întârziate cu anticorpul de tip IgG, IgG4, care formează complexele imune caracteristice reacțiilor întârziate de tip 3, după cum sunt gel, și reacțiile celulare cu limfocite sensibilizate, pe care iarăși le putem identifica prin
testul de transformare limfocitară, Lymphocyte Transformation Test, sau prin testul ALCAT american, care este și mai complex și ne dă o informație și mai bogată, care îl folosim în clinică. Ne ocupăm de această problemă, dacă vedeți, această lucrare publicată în Germania în anul 1985, în care abordăm și problematica complexelor imune circulante și problematica imunoglobulinilor anti-food, food specific IgE de tip IgE contra alimentelor sau alergenilor inhalatorii. Analizăm reacțiile la dietele de testare prin descărcările de histamine și analizăm pentru prima dată în lucrările europene privind dermatita atopică și alergiile permeabilitatea intestinală, 1985. Era aproape ca un fremdwort, cum zic nemții, un cuvânt necunoscut în domeniul medical, adică la ședințele sau la congresele de alergologie. Mă scuzați, și mie îmi vin destul de greu câteodată cuvintele românești, v-aș putea spune în germană pe loc despre ce e vorba, dar am mici pauze. Deci la congresele de alergologie nu s-a discutat niciodată în anii 80 și care ar fi rolul permeabilității intestinale în acest context. Și la fel de puțin se discutau rolul complexelor imune circulante, care ne sunt într-un totul prezente și în cantități mari, atât la acești pacienți cât și la bolile autoimune. Bun, deci ne-am ocupat cu această problemă de ani de zile. Câțiva ani mai târziu, adică mai precis în anul 2000, unul dintre global playeri privind analizele de alergologie mondial, firma Phadia, care a devenit acum Thermo Fisher, preluată de americani, și care inițial se chema Farmacia. Cine a auzit de firma Farmacia? Uppsala. Nu știu, ați auzit, da? Da, iată. Farmacia a început și în Germania și în România cu testele de rast. Au fost preluați de americani, au devenit Phadia, iar asta se cheamă Thermo Fisher. E cotată la Nasdaq cu vreo 5 miliarde de dolari, valoarea firmei. Deci, acest global player a descoperit lucrările noastre privind reacțiile, atât cu reacțiile complexe contra mâncării, food specific allergy reactions, la câteva congrese, ne-au urmărit, ne-au scris și ne-au invitat, dacă dorim, să facem un program de cercetare comun privind relevanța clinică a acestor factori imunologici de genul imunoglobulina E, imunoglobulina G4 și imunoglobulina policlonală, de tip IgG policlonal, în managementul dietetic al dermatitei atopice și al IBS syndrome, Irritable Bowel Syndrome, colon iritabil, care e iarăși foarte frecvent, extrem de frecvent în Germania. Am acceptat, a fost un program care a durat 3 ani și jumătate, Phadia a investit 1 milion de euro în această poveste și ne-a asigurat și dotarea cu cea mai modernă instalație mondială, aș putea spune, care ne permite analiza simultană a celor 3 tipuri de imunglobuline sintetizate în timpul unui experiment dietetic. Okay? Deci ca să putem urmări dinamica producției acestor anticorpi în timp ce administrăm o dietă de testare, a challenge diet, care poate fi la rândul ei de 3 feluri, am să vă arăt imediat, revin pe urmă. Poate fi un tip de dietă de eliminare, elimination diet, în stânga, în care se introduc unul după altul alimentele ce urmează să fie testate, când un aliment pe zi se observă reacția și în cazul că reacția e negativă, se introduce al doilea și al treilea și al patrulea aliment, unul după altul, aceste 15 alimente. Sau standard diet-ul, ca să observi ce se întâmplă de fapt la omul normal care mănâncă de preferință aceleași lucruri în fiecare zi, alimentele iubite, alimentele preferate, se introduc aceleași 15 elemente deodată, de 3 ori pe zi. Nu chiar aceleași de 3 ori pe zi, dar combinații din aceste 15 alimente se administrează timp de 2-3 săptămâni și se urmărește efectul dinamica reacției anticorpilor. Și dieta de rotație, care o folosim de peste 20 de ani în clinică și care s-a dovedit a fi cea mai eficientă, în care alimentele permise, vom vedea cum le identificăm, alimentele permise, se introduc
în sistem de rotație, de exemplu, în sistem de rotație împărțit pe 4 zile de testare. Tag 1, tag 2, tag 3, tag 4, cum vedeți pe tabela din dreapta, în care un element permis în ziua 1, să zicem brocoli, apare din nou pe masă în ziua 5-a. Forele, cum se zice, păstrăvul din ziua 2 apare în ziua 6-a, morcovul din ziua 3 apare în ziua 7, pentru a evita o nouă sensibilizare contra acestor alimente, așa cum se întâmplă de fapt la pacienții alergici contra alimentelor iubite, care le mănâncă în fiecare zi. Revenind la sistemul de testare, această tehnologie, ImmunoCAP, este un enzim linked immunoassay, ne permite testarea simultană a celor trei clase de anticorp și cum vedeți, la un pacient care, un băiat, un copil, 6 ani, care mama spunea nu mai tolerează absolut nimic, am mai găsit câteva zone albe, care le vedeți pe, în partea stângă a graficului, care erau alimente permise. Interesant, copilul avea nevoie de alimente bogate în omega-3 polyunsaturated fatty acids. Deci, acești grași polinesaturați de tip omega-3, vom vedea mai departe. Problema care o întâlnim la persoanele adulte este că, cum avem acest caz, reacția la imunoglobulina E, care o vedeți în partea stângă a tabloului, okay, poate fi de sus până jos zero, negativă. Și asta se face și în Germania, și în România, și în Austria, este testul plătit de toate casele de asigurări. Ca atare, când pacientul Hubelmeier se duce la doctor, se face acest test și îi vine răspunsul, vine rezultatul respectiv de sus până jos zero, colegul îi va spune, poți să mănânci ce vrei, ești... Nu mai ai niciun fel de alergii de acest tip cu IgE, deci felicitări, poți să mănânci ceva. O mare greșeală. Pentru că același pacient testat în dreapta contra acelorași antigene alimentare, cum vedeți, arată reacții puternice la nenumărate antigene pe baza reacțiilor de tip IgG4 și IgG policlonal. Complexele imune care se produc cu aceste anticorpi dau reacții întârziate, care conduc atât la descărcările de mediatori biochimici, răspunzători pentru simptomele pacientului, cât și la o accelerare puternică a coagulabilității sângelui. Agregarea plachetară este puternic accelerată de complexele imune circulante, care le obținem la acești pacienți cu IgG-urile respective. IgG-urile, complexele imune, sunt 300% mai crescute decât la persoanele normale, la lotul de control, și produc, printre altele, și o agregabilitate plachetară masivă, pe care pacienții o simt în forma membrelor reci, kalte Hände, kalte Füße, cum spun nemții, deci mâini reci, picioare reci, cronic. Cronic. Acest lucru, bineînțeles, are de-a face și cu creșterea permeabilității intestinale, care este ca o poartă deschisă, permițând intrarea acestor antigene nedigerate suficient în tubul digestiv. Și aici revenim la problema enzimelor, care o discutam cu domnul Mane câteva minute mai devreme și care, într-adevăr, sunt un suplement nutrițional foarte potrivit și foarte necesar în scindarea cât mai completă a acestor proteine alimentare pentru a evita formarea complexelor imune. În cadrul unei digestii complete, cum știți, nu vor fi absorbite decât cărămizile, aminoacizii, care nu au potențial imunogen. Nu vor fi absorbite decât acizii grași, care nu au potențial imunogen. Și nu vor fi decât monozaharidele, care nu au potențial imunogen. În cazul nostru, datorită permeabilității intestinale crescute, sunt absorbite proteine, molecule cu un tot alt molecular gewicht, greutate moleculară, iarăși vin cuvintele nemțești, și care vor produce imediat aceste complexe imune circulante, conducând în timp la o epuizare funcțională a sistemului imun. Deci, iată, în momentul când am reușit să identificăm aceste antigene alimentare și avem un sistem computerizat, Food Allergy Control, care s-a lucrat peste 15 ani de zile, în momentul în când sunt introduse aceste date, computerul ne dă această diată de rotație din partea dreaptă, cum vedeți, în care alimentele permise, deci nu cele care le-am constatat că dau reacții pozitive, sunt prezentate pacientului respectiv în forma unei diete de rotație. Iată, aceasta este dieta de rotație, tabela de rotație, ca să spunem așa, cu roșu încercuite sunt alimentele false, alimentele așa numiți antigen offending foods, alimentele nepermise, alimentele care au dat reacție pozitivă cu IgE-ul, IgG4 sau cu IgG policlonalul, sau ceea ce facem de câțiva ani de zile, testăm în final și reacția celulară de sensibilitate celulară prin limfocite sensibilizate.
tipul LTT, test contra alimentelor, sau tipul ALCAT. Bun, odată instalată această dietă de rotație, constatăm în studiu FADIA că numai administrarea acestei diete de rotații corecte, după ce am eliminat antigenele testate pozitive, conduce la o îmbunătățire a scorului bolii la neurodermitici în situațiile care le-ați văzut cu 67%, ceea ce este un rezultat mai mult decât semnificativ și convingător. Ce rol are de fapt alimentația individualizată? Pentru că tema discuției de astăzi este personalized diet, dieta personalizată. Nu poți să dai la doi pacienți cu atopie aceeași dietă. De ce? Pentru că fiecare are altă reacție. Unul reacționează la 3, 4, 5 antigene alimentare, celălalt la 18. Nu poți să le dai aceeași dietă, același plan dietetic. Este imposibil, e o greșeală gravă. Și așa cum nu există o dietă minune pentru toți alergici, nu există. Există, de fapt, dacă vreți, pentru copiii, bebeii care reacționează, sunt sensibilizați încă din burta mamei și prin transferul pasiv de IgE-uri, prin laptele de mamă, acești bebei care iarăși nu tolerează nimic, îi readucem la normal cu așa numitele astronaute în arunc, dieta astronauților. Ce înseamnă dieta astronauților? Înseamnă o hrană total hidrolizată, până la peptide și aminoacizi, fără potențial imunogen. Foarte important acest lucru. Abia atunci începe copilul să asimileze din nou și revine la o greutate încet, încet la o greutate normală și iese din această stare de malabsorpție și de malnutriție cu care a venit la noi. Bun. Pe lângă reacțiile de care am discutat, deci reacții imunologice de tip humoral sau celular contra antigenelor alimentare, din păcate trebuie să constatăm de fiecare dată la pacienții noștri că mai există obligatoriu și un alt tip de reacții de intoleranțe, de tipul reacțiilor pseudoalergice. Reacțiile pseudoalergice au loc fără participarea sistemului imun și conduc la descărcări de mediatori biochimici, histamine, prostaglandine, leucotriene, fără un mecanism imun mediat prin anticorpi sau prin celule sensibilizate. Exemplu, reacțiile la aminele biogene. Iată, în sfârșitul anilor 80, cum vedeți jos în dreapta, am publicat în Allergy, principala revistă alergologică europeană, observațiile noastre privind intoleranțele acestor pacienți contra aminilor biogene de genul histaminei, tyraminei, octopaminei, fenilethylaminei și așa mai departe. Aceste aminobiogene sunt foarte răspândite. Începând de la brânzeturile preferate care conțin cantități mari de tiramină, de exemplu, până la peștele înghețat sau conservat cu cantități de 10 ori mai mare decât peștele proaspăt de histamină, pentru informația generală, ne mai vorbim de tiramina din vin alb, roșu sau din bere, sau din sect din șampanie, sau vin spumos, aceste amine biogene pot provoca reacții extrem de puternice, se cheamă pseudoalergice pentru că arată la fel ca cele alergice, dar fără să aibă o participare a sistemului imun. Acestele le testăm foarte rapid prin măsurarea diaminoxidazei. Cum vedeți în acest test, diaminoxidaza, DAO, arată valori semnificativ mai scăzute, blocurile roșii, la pacienții noștri în comparație cu lotul de control și, în mod corespunzător, în dreapta, o cantitate de histamină mult mai crescută decât lotul de control, întrucât pacienții respectivi, prin scăderea activității diaminoxidazei, nu pot scinda aceste amine biogene, nici histamina, nici tiramina, nici octopamina și nici fenilethylamina din ciocolată, atât de mult iubită, atât în Germania cât și aici. Fenilethylamina din ciocolată, așa numitul hormonul fericirii, sau cum îl numiți în România, cam așa ceva. Bun. Datele care le obținem, inclusiv intoleranțele care le testăm la gluten, la zahăr, la fructoză și la lactoză, sunt obligatorii aceste teste la noi în clinică. Toate datele intră în acest program Food Allergy Control, care v-am adus o copie, puteți găsi pe masă. Acest Food Allergy Control, persoana care îl deservește acest program, inputul acestui program necesită 5 minute. Trebuie să dați într-un raster alimentele care le considerați nefavorabile, negative pentru pacient, ori prin test clinic, ori prin test de IgG4, ori prin test de IgE, ori prin test de sensibilizare celulară. Rezultatele respective trebuie să le dați în acest raster, să indicați la ce reacționează pacientul. Sau reacțiile pseudoalergice, cum spuneam, lactoza intoleranță trebuie să o dați, fructoza intoleranță și așa mai departe. Programul generează
în câteva secunde, un plan dietetic individualizat în sistem de rotație. Ziua 1, ziua 2, ziua 3, ziua 4, ziua 5, ziua 6, până la ziua 30, pe 50 de pagini. Da? Iar pacientul primește în cadrul acestui program, veți vedea pe partea din spate, dieta personalizată, așa numitul Kochbuch, românește, cartea de bucate personalizată, în care veți găsi ingredientele, cantitățile și modul de preparare al fiecărei rețete, a fiecărui, ca în Sandamarin, cum era pe vremuri în Sandamarin. Da? Nu rămâne toată viața pe acest program. Acest program personalizat îi permite sistemul imun să-și revină la normal, încet, încet, ferindu-l de antigenele care îl zăpăcesc și îl duc în starea de hiperexcitabilitate, cum avem la alergici. Deci, rămânând pe un program personalizat, incluzând numai alimentele care sunt permise și într-un sistem de rotație care elimină posibilitatea unei noi sensibilizări după 21 de zile, de ce zic după 21 de zile? Pentru că acest pacient urmează, la el continuă terapia acasă cu probioticele intestinale pentru eliminarea disbiozei intestinale care au fost identificate la noi și care o continuă și acasă, și un paralel cu un program de dezintoxicare, de scădere a toxic burden-ului cu organotoxine sau cu metale grele, care și ăsta continuă peste câteva luni de zile acasă. Deci nu este, noi, el ne părăsește beș verde fraie, fără simptome, cum ați văzut, dar el nu este încă geheilt, nu este încă vindecat. Vindecarea mai durează 4, 5, 6 luni de zile, ca să poți spune de un pacient, sunt stabilizat și a intrat pe linia dreaptă, nu se mai întoarce la atopiile care le avea. Deci o minune nu putem face în 3 săptămâni, dar îi arătăm pacientului drumul și acest program dietetic este extraordinar de important pentru evitarea recidivelor acasă. Imaginați-vă, pacientul se duce acasă, medicul i-a spus nu ești alergic la nimic după testul de IgE, mănâncă mai departe tot ce dorește, că nu este alergic, și se mire de unde revin reacțiile alergice pe care le avea și înainte. Foarte simplu de înțeles. Deci fără această identificare individualizată, cum spun, a factorilor nocivi, nu se poate. Iată acest pacient care a venit de la Viena, în situația în care îl vedeți, umflat de cortizon, mondgesicht, cum spun, fața ca luna, umflat de cortizon și cu o dermatită herpetiformă, ne părăsește după o lună de zile într-un stadiu acceptabil și care acest pacient a fost chemat și la televiziunea germană, la Günther Jauch, care este unul din principalii moderatori ai Germaniei. După 5 ani de zile au văzut pozele noastre și unde este? La Viena. Și cum îi merge? Nu știm, că nu l-am văzut de 5 ani de zile. A venit cu o față ca un bebe de copil, ca un popo de copil și a povestit odiseea dânsului, 33 de ani de boală. Bun. Vorbim de dietă inflamatorie. Bineînțeles că eliminând factorii provocatori, deci antigenele provocatoare, tot imaginea clinică se relaxează, cum ați văzut. Avem o îmbunătățire de peste 65% numai din factorul alimentar. Dar se pune întrebarea cu ce alimente putem accelera acest efect antiinflamator. Și unul dintre ele, pe care îl testăm în laboratoarele noastre prin gastromatografie, sunt acișii grași, de care tocmai îi amintisem. Care acișii grași? Colegii spun, păi îi trebuie omega 6, păi îi trebuie omega 9, păi îi trebuie omega 3. Care îi trebuie? Ca să spui, poți să răspunde la această întrebare, trebuie să faci acest profil de acești grași și nu în ser sau în plasmă, în care vă pot spune ce ați mâncat ieri, ci în membranele eritrocitare, în fosfolipidele de membrană. Foarte important acest lucru, să nu confundați lipidele serice cu acizii grași din ser cu acizii din fosfolipidele de membrană. Numai fosfolipidele de membrană eritrocitară, îți arată ce lipsește de 6 luni de zile sau ce e prea mult, ce e în exces. Iată, la un pacient cu neurodermită, deci dermatită atopică, un exces de acești grași saturați și, dacă observați puțin mai jos, un mangel, o deficiență crasă de acești grași mononesaturați, de genul miristoleic, palmitoleic, vaccini, și foarte gravă de acești grași de tip omega-3, polinesaturați de tip omega-3. În schimb, acizii de tip omega-6, care îi vedeți, linoleic, arașidonic și așa mai departe, sunt în exces. Ori asta este chiar plaga societății actuale. Excesul de omega-6 cu efect proinflamator. Unul dintre ei, arașidonicul, care îl vedeți că are valoarea cea mai crescută, este tatăl prostaglandinilor și leucotrienelor inflamatorii. Iată, uitați-vă pe profil,
tocmai acesta este în exces și provine din esterificarea acidului oleic, linoleic, la acest desaturarea acidului linoleic la acest acid arahidonic cu potențial inflamator extrem de puternic. Acest, ca să spun așa, competitorul natural în fosfolipidele de membrană al acestui acid arahidonic este tocmai EPA, eicosapentenzoeru de la omega-3, care lipsește cu desăvârșire, cum vedeți. Eschimoșii care au o hrană bogată în omega-3 nu cunosc nici alergiile, nici bolile cardiovasculare și nici cancerul. Le cunosc pe toate trei, cum spuneau colegii mei ieri, când se mută în America și preiau modul de viață american în Alaska, în Nebraska și așa mai departe. Abia atunci. Întrucât modul de viață, să spunem așa, dietetica modernă, este plină de omega-6, nu de omega-3. Plină de omega-6. Toate uleiurile care le folosiți, de la uleiul de floarea soarelui, de soia, de grâu și de porumb, sunt toate pline cu omega-6. Deci avem nevoie de omega-3, cum este uleiul de in. Uleiul de in, da? Sau cum uleiul de pește, bineînțeles, sau cum uleiul de perila. Perila este o plantă americană foarte bogată în omega-3, care o folosim în situația în care pacientul este extrem de sensibil la pește. Bun, pe scurt a fost povestea. Iată lucrarea colegilor noștri din München, de la Universitatea din München, care confirmă. Noi facem aceste teste din anii 1990, ok? Lucrarea din 2005, acestora confirmă ce măsurăm și aplicăm din cu 15 ani mai devreme. Starea de sensibilizare alergică depinde de concentrația omega-3 în membranele celulare eritrocitare. Exact ce măsurăm de 15 ani înainte lor. Suntem bucuroși că ne-au confirmat și arată corelația directă între sensibilizarea alergică și conținutul de omega-3 al membranelor respective. Ieri s-a vorbit și s-a revorbit de doamna doctor, vă sugerez să veniți sub, să vedeți mai bine. Da? Le vedeți de acolo? S-a vorbit de aspectele inflamatorii în aceste boli. Și am vorbit de rolul obligatoriu al radicalilor liberi în declanșarea unei inflamații, unui proces inflamator. Nu există proces inflamator fără radicali liberi. Iată radicali liberi care îi găsiți, avem pe această imagine, ROS Reactive Oxygen Species și RNS Reactive Nitrogen Species. Sunt produși, cum am arătat și pe unul din graficele de ieri, de divers factori externi, cum ar fi infecțiile în dreapta jos, toxinele lipofilice, deci organotoxinele de care am vorbit ieri, în stânga sus metalele grele și offending foods. Într-adevăr, alimentele sunt la fel de periculoase ca și factorii extrem de prooxidativ extern de care discutam, ca și infecțiile. Odată produs acest reactive oxygen species, aceștia activează așa numiți factori de transcripție nucleară, nuclear factor KB, care la rândul său activează expresia genelor proinflamatorii de genul tumor necrosis factor alfa, o vedeți, și mai departe prin tumor necrosis factor sunt activate imediat interleukin 1, 2, 6, 8 și așa mai departe, toate aceste citochine conducând la fenomenul inflamator pe care îl cunoaștem. Deci, când cineva, domn profesor Dulcan, întreba cum să măsurăm și noi radicalii liberi, dacă nu puteți măsura radicalii liberi, măcar măsurați citochinele respective. Pentru un răspuns inflamator de tip TH2, cum avem la T-Helfer-2, cum avem la atopici, măsurați, vă rog, interleuchina 4, interleuchina 10 și tumor necrozis factor alfa. Îi veți găsi tot timpul crescuți. Dacă nu aveți chemoluminescența, care sigur s-ar putea introduce și în România, cum sugerați dumneavoastră, și putem sta de vorbă pe această temă. Metoda de chemoluminescență e într-adevăr extrem de sensibilă și, repet, ca să nu fie, să nu se nască confuzii, fotonii care îi măsurăm nu sunt direct fotonii, și bineînțeles că și celulele sanguine produc fotoni, dar este vorba de un enhanced chemoluminescență care metodă face legătura dintre producerea de radicali liberi în proba biologică pe care o investigăm, cum ar fi, să zicem, proba de sânge, producerea de radicali liberi, care este cu atât mai crescută cu cât inflamația este mai crescută și, atenție,
Oxidarea unui substrat de chemoluminescență de genul lucigeninii sau luminolului în acest într-un fotomultiplier care este în mijlocul imaginii, exact ca un turnulețul care îl vedeți în mijlocul imaginii, este un fotomultiplier cu o cameră neagră temperată la 37 de grade Celsius. Acizi radicali liberi produși în proba de sânge, pusă în contact cu acest substrat de chemoluminescență, luminolul lucigenină, oxidează proba respectivă și cu o producere extrem de puternică de fotoni din substratul de chemoluminescență, luminolul lucigenină. Producerea de fotoni este direct proporțională cu producerea totală de radical liber, ceea ce este un avantaj enorm, pentru că nu măsurăm numai superoxidul, ci măsurăm și hidroxil radicalul și apa oxigenată, deci măsurăm tot ce se produce ca radical liber în această probă. Mare avantaj. Ok. Fotonii respectiv sunt accelerați într-un high voltage case, care o vedeți imediat în stânga turnulețului, și care transformă acești fotoni în impulsuri electrice, care îi putem măsura pe ecran în formă de unei curbe care se naște în intervalul celor 10 minute de evaluare a probei. Cum arătam și ieri, este o deosebire imensă între valorile lotului de control în stânga cu coloana verde mică, care, coloana verde, ne arată că acest grup de control are încă o posibilitate, o apărare antioxidativă contra light exposure test de sus, contra unui stresor prooxidativ. Lumina dintr-o lampă de halogen este un test excepțional pentru a deosebi între o persoană care nu mai are apărare antioxidativă și este într-o stare de inflamație puternică și lotul de control. Iată deosebirile, pacienții cu atopie și dermatitis au de 4 ori, 5 ori mai mult, psoriazisul de 6 ori mai mult, MCS-ul, multiple chemical sensitivities, 3-4 ori mai mult. Ce face mâncarea? Cum putem evalua rolul alimentelor cu astfel de tehnologie? Între lotul de control din partea stângă, înainte și după challenge cu ouă și cu lapte, deci ou, un ou moale, fiert moale și o cană cu lapte, ca test, bineînțeles testate separat, ne arată că pacienții cu atopii în partea dreaptă a graficului, cu galben, care inițial, bineînțeles, au o cantitate mult mai mare, de aproape dublă, chiar mai mult, de radical liber, fără niciun fel de challenge, dimineața, pe stomacul gol, bineînțeles, primind acest challenge, arată o reacție evident proinflamatorie, cu o creștere în interval de câteva minute a radicalilor liberi după ingerarea acestor alimente false. În stânga, lotul de control, nu vedeți nimic. Da? Deci oamenii normali, sănătoși, când mănâncă un ou dimineața, nu au nicio reacție inflamatorie, dimpotrivă, alergicii, cum vedeți, explodează, crește de 3-4 ori descărcarea de radical liberi în contact cu mâncarea nepotrivită. În dreapta, mult iubita cafea, care pentru persoanele normale este un stimulant fără îndoială interesant și potrivit, pentru o persoană care nu are posibilitatea antioxidativă de a dezmembra, de a dismuta superoxidul, așa se cheamă reacția chimică respectivă, de a dismuta radicalul superoxid, o picătură de cafea în sângele respectiv conduce la o creștere constantă a radicalilor liberi, cum vedeți, se dublează nivelul, și care poate fi readusă la normal în momentul în care administrăm o picătură, câțiva micromol, de superoxid dismutază, dovedind că radicalul principal care apare aici este radicalul superoxid, datorită xantinoxidazei. Cafeaua, metilxantina, sub efectul xantinoxidazei, se produce hipoxantina cu eliberare de radical superoxid. E, acest radical superoxid, iată, îl aducem înapoi dacă avem superoxid dismutază. Dar pacientul nu are, nu o are. Apărarea sa antioxidativă, cum ați văzut pe graficul anterior, e la pământ. Da? Și ca atare, nu dați cafea la pacienții alergici. Este recomandarea noastră, ca și cum, la fel, nu dați cafea la pacientul reumatic. Nu îi veți face decât să îi înrăutățiți simptomatologia. Deci, iată aspecte particulare. Am publicat de nenumărate ori una dintre lucrările mai recente în Elsevier, în Europa, Free Radical Monitoring Human Blood Following Therapy Intervention with Drugs and Natural Compounds, sumează o parte din experiențele noastre. Aici, de exemplu, se testează în paralel un suc comercial, deci un preparat comercial, un juice comercial cu substanțe adăugate care,
partea de sus a tabloului, care în loc să scadă radicalii liberi, cum vedeți, îi crește la 45 de minute și la 90 de minute după ingerarea pe stomacul gol acestui suc, am 250 de mililitri, cresc radicalii liberi atât în sânge, coloanele roșii, cât și în plasmă, coloanele galbene. Ok? Cresc radicale în loc să scadă. Din potrivă, dacă administrăm aceeași cantitate de suc de afine proaspăt preparat, datorită cantității excelente de polifenoli cu efect de blocare a radicalilor liberi, scade cantitatea de radicali liberi, deci în loc să dăm cortizon, preferăm să dăm suc de afine. Dar asta nu, din acest motiv, de ani de zile nu am găsit niciun sponsor în industria farmaceutică care să ne ajute să subvenționeze programe de cercetare în direcția asta. În momentul când nu mai ai nevoie de cortizon, nu mai ești interesant pentru industria farmaceutică sau histamine sau nu știu. Asta este nenorocire. Bun, același suc de afine, în partea dreaptă jos, vedeți, crește activitatea antioxidativă totală a corpului cu 40% și menține această activitate crescută câteva ore. Bun, una din problemele majore care le avem este hrana bebeilor, cum spuneam, și găsirea unor preparate care să reducă substanțial starea de inflamație în locul cortizonului, în locul antihistaminicilor, în locul biologicalor. Această combinație am reușit să o, după aproape 3 ani de cercetări, 2 ani jumătate, am reușit să o creăm amestecând peptide din laptele de iapă cu anumite zaharuri, așa numitele sugar alcohols, zaharuri alcoolice, de genul manitolului, sorbitolului și așa mai departe, cu care, în această combinație, altfel decât la zaharurile simple cunoscute, sucroza, fructoza și așa mai departe, care scad activitatea antioxidativă în momentul în care sunt amestecate cu acest peptid, aceste sugar alcohole cresc activitatea antioxidativă a combinației de 300%, 400%, așa cum întâlnim în natură, în anumite fructe. Combinația dintre zahăr și acest sugar alcohol. Această observație ne-a permis să patentăm acest amestec, care are ca un efect ca un cortizon, dar fiind numai din două elemente alimentare, și să observăm activitatea de blocare a radicalilor liberi prin ingerarea acestui preparat, este echidermul care îl vedeți jos acolo, cutia respectivă, care, luat odată pe zi, pe stomacul gol, scade, cum vedeți aici la acest pacient cu psoriazis, de la 3 milioane de counts la 1.400.000, la 900.000, cred că am arătat și el pe scurt, și crește activitatea antioxidativă în interval de câteva minute. Psoriazii și tratați cu astfel de preparatul respectiv a arătat o activitate, preparatul a arătat o activitate antipsoriatică deosebită, cum vedeți în aceste imagini. Fata a primit numai acest preparat și nimic altceva. Deci, încă o dată, se pot elimina. Bine, la psoriazis am avut avantajul că acest preparat are și un efect de antihomocisteină, care este foarte crescut la psoriazis, și în plus un efect de lipoliză. Pacienții au venit și ne-au spus, doresc iarăși preparat. De ce? Am pierdut în greutate 5 kg fără să mâncând normal. Asta a fost iarăși un eveniment interesant pentru noi și, într-adevăr, acest preparat conduce, pierzi 5 kg pe lună până să obțin un body max index normal. Ce face preparatul? Elimină excesul de apă și grăsime, inducând oxidarea, beta-oxidarea grăsimilor, ca în cazul unei diete ketonice, de care discutăm puțin mai târziu. Ok. Preparatul a fost patentat în Elveția, cum vedeți, Germania, Austria, Europa, și a ajuns și în România. Mai departe, cu astfel de preparate, am mers un pas mai departe, încercând să lămurim, stați să văd dacă nu, cumva am sărit unul, nu, n-am sărit, ăsta, da? Încercând să vedem dacă astfel de preparate, precum echiterum sau infuziile care le-am conceput în clinică special pentru aceste situații inflamatorii deosebite, bazate numai pe suplimente alimentare, cum este acest Nutrigen PS și Nutrigen PA. Ce fac aceste preparate? Aceste preparate conțin un amestec de antioxidanți combinat cu substrate pentru faza a doua de dezintoxicare hepatică. Toți pacienții noștri sunt intoxicați, au un burden crescut de organotoxine și de metale grele. Pentru dezintoxicare ai nevoie de o fază 1 de dezintoxicare în citocromii tuturor celulelor și de faza 2 în citosolul celulelor hepatice, în care se produc conjugările, cum știți, cu acid glucuronic, cu glutation, cu glicocol, cu
sulfat și așa mai departe. Aceste punguțe care le vedeți conțin exact acest amestec, antioxidanți cu substrate de dezintoxicare hepatică. De ce se cheamă unul PS și altul PA? Care e deosebire? Nutrigen PS îl administrăm la pacienții în stare de redoză, cum ar fi psoriazisul, de exemplu, cum ar fi cancerul și așa mai departe, în care celulele respective se mulțesc necontrolat datorită redozei, datorită excesului de echivalente reductive. Acest preparat, bineînțeles, va avea un potențial redox foarte crescut, prooxidativ. Nu poți să tratezi o redoză dând antioxidanți, cum o vedem imediat la cancer. Ca atare, facem un buffering effect, deci un sistem de tamponare și de regenerare a fazei 2 de dezintoxicare cu acest nutrigen PS prooxidativ. În dreapta, nutrigen PA, invers. La pacienții în care se află într-o stare cronică de oxidoză datorită toxinelor externe și așa, de exemplu pacienții de Umwelt cu fibromialgie, cu multiple chemical sensitivities care se află într-o stare de oxidoză crasă, le dăm același preparat, dar corectat pH-ul și redoxul proreductiv. Deci pe nutrigen PA este un preparat proreductiv cu un potențial redox scăzut în măsură să compenseze oxidoza din corpul acestor pacienți. Revenim la efectele. Cum măsurăm efectele de modulare ale expresiei genetice? Ăsta este ultimul nivel la care ne ocupăm la ora actuală, așa numitul nutrigenomics. Poți obține un efect nutrigenomic prin mâncare. De aia se și cheamă nutrigenomics. Cum modificăm expresia, nu structura genelor, că asta nu o putem modifica, expresia genetică, cum o modificăm. Și asta o folosim pentru demonstrarea acestui efect nutrigenomic. Avem două căi, și anume, ori incubăm sângele pacientului cu elementul respectiv pentru 72 de ore și măsurăm expresia genetică înainte și după, ori tratăm pacientul respectiv pe o dietă de rotație constantă, numai a lui, personalizată, ca standard dietă, și adăugăm elementul respectiv sub formă de infuzii, perfuzii intravenoase, nutrigenul, cum l-ați văzut înainte. Deci cele două posibilități le avem. În momentul, aici avem un exemplu în care nutrigen treated cells, deci am luat celulele pacientului respectiv, serie albă, le-am separat pe o coloană de ficol și le introducem în mediul de cultură pentru 72 de ore cu câteva picături de nutrigen. Ce se întâmplă? Prin acest sistem de microarray technology putem măsura expresia genetică în pătrățelul din stânga, cum vedeți, și expresia genetică după 3 zile în pătrățelul din dreapta și le comparăm. Farfarul nu se cheamă direct hybridization, se lucrează cu RNA-ul pacientului respectiv, care îl separăm din celulele sanguine și care, după cum vedeți în stânga, la mijloc, jos, în cerculețul respectiv, RNA-ul respectiv se hibridizează cu moleculele de DNA care sunt fixate prin biotină pe substratul respectiv, adică într-un microchip de un centimetru pătrat avem 300 de gene, 300 de gene, să zicem, proinflamatorii, cum le găsim, cum avem pe acest chip. Prin hibridizarea respectivă vor fi și citirea ulterioară, genele care sunt puternic activate vor lega mai mult RNA acest ribonucleic, să zicem genele de tumor necrosis factor alfa sau de IL-4 sau de IL-10 vor apărea puternic exprimat, dar nu numai astea, că sunt 300 de gene, în comparație cu o situație normală. După tratamentul cu nutrigen, vedem ce s-a întâmplat. Se reduce, se face un slowdown al activității genetice sau avem o și mai puternică activare a acestor elemente. Și rezultatele arată foarte interesant că, într-adevăr, majoritatea genelor proinflamatorii tratate prin acest sistem, și asta se vede și simptomatic la pacientul care primește infuziile respective în interval de 2-3 săptămâni, se observă o represie acestor gene proinflamatorii, vedeți zonele verzi, și o creștere ușoară, dar semnificativă totuși, a genelor antitumorale. Antitumorale. Ce ne arată acest experiment? Că o reacție antitumorală normală sau o liniștire a stării de inflamație poate avea loc în momentul când dezintoxici pacientul. Când îi permiți sistemului imun să-și revină la normal, eliberând acest burden, acest toxic burden care ne ucește atât sistemul imunitar și sistemul nervos, vezi bolile neurodegenerative prin neuroendogene, înțându-mi prin inflamația neuroendogenă,
așa mai departe. Numai atunci e posibil revenirea la normal. Nu avem timp să vă comentez toate acestea, dar dacă veniți la cursurile noastre, doamna Mocanu a fost de față când am avut 3 ore numai pentru aceste aspecte, să intrăm în detaliu. Acum, pe scurt, ce se întâmplă la pacientul cu cancer? Pacientul cu cancer are nevoie de o dietă? Știți că are nevoie de o dietă? Știu toți oncologii care are nevoie de o dietă? Nu. De ce nu știu tot oncologii că pacientul cu cancer nu vor? Vă mulțumesc. E, aici este tragedia. Poate că ceea ce discutăm aici ar trebui să ajungă și în sălile de curs la un moment dat sau poate chiar la Institutul Oncologic într-o zi. Care este problema? Nu mai intru în detalii. Agenția Internațională pentru Cercetare în Cancer, a World Health Organization, face un apel, dă un semnal de alarmă la 3 februarie 2014, arătând că cele 14 milioane de cazuri noi de cancer din anul 2012 vor deveni 22 de milioane în 2030. Deci iată o explozie pe care World Health Organization o prevede. În loc să prevadă că am găsit soluția și vom reduce numărul bolilor de îmbolnăvirilor de cancer, ei prevede că cu 40% mai mult vom avea în 15 ani de zile, vom avea 40% mai mult. Incredibil. Noi îmbolnăviri de cancer. Bun. Care sunt cauzele acestei evoluții? Profesorul Michelakis în British Journal of Cancer și alți colegi în Lancet de curând, anul acesta, se referă la două fenomene majore care conduc la această evoluție. În primul rând, lipsa de performanță a chemoterapiei, pe care o explică foarte bine prin heterogenitatea genetică extraordinară a celulelor canceroase. Intratumorală chiar, chiar în aceeași tumoră, diverse noduli au diverse reacții de expresie genetică și ca atare, cu un drag, cu un chemoterapeutic cu care începi, distrugi o anumită parte a populației, restul populațiilor își fac de cap, se mulțesc mai departe. Al doilea, chemoterapia folosită, partea a doua a mesajului, chemoterapia folosită nu este specifică. Ruinează și sistemul imun al pacientului, și sistemul hematopoietic al pacientului, cunoaște scăderile de hemoglobină de la 13 la 5 și așa mai departe. Deci, o catastrofă dublă, ca să spunem așa. Îl dai de pomană. N-am timpul, am arătat la cursul de cancer, dacă vă amintiți cine a fost, rezultatele profesorilor nemți, profesorul Abel și colegii de la Cancer Institute in Heidelberg, care arătau că, într-adevăr, în studiile pe cancerul de prostată, pe cancerul de plămân, pe cancerul mamar, survival, curba de supraviețuire, cu sau fără citostatice, era identică. Identică, niciun fel de îmbunătățire, cu sau fără citostatice. Mă rog. Cauza pentru această heterogenitate în cadrul tumorii este acceptată și recunoscută și noi suntem de aceeași părere, este în legătură cu încărcarea tumorilor cu o cantitate enormă de substanțe toxice. De fapt, corpul concentrează la locul unde apare tumora tocmai acest exces de toxine organice sau de toxine anorganice. Noi am avut șansa să, împreună cu Karolinska Institut din Stockholm și cu Clinica de Oncologie din Praga, să examinăm biopsiile tumorale de cancer de sân la 20 de pacienți, biopsiile absolut cuantificate, clasificate după stadiul bolii, după receptorii de estrogen, de progesteron, de HER2 și așa mai departe, perfect documentate tumorile respective, în care am găsit o cantitate enormă de metale tranziționale, metale grele și metale tranziționale. Aceste metale tranziționale, cum a explicat ieri pe scurt, induc o cantitate enormă de radicali liberi. Ori acești radicali liberi sunt tocmai baza care produc scindările DNA-ului, ruperile de strand, mutațiile punctuale sau mutațiile majore în structura DNA-ului. Deci, iată, una dintre cauzele care conduce la această variabilitate genetică continuă pare acumularea de metale grele, dar și, cum alți cercetători documentează foarte bine, acumularea de substanțe de organotoxine, substanțe clororganice, de genul pesticidelor, de genul vopselor de lemn, de genul impregnaturilor pentru covoare, piretroide și așa mai departe, și aceste substanțe se acumulează extraordinar
în celulele, în tumoră, e vorba de cancerul de sân, și conduc, sunt așa numite, au așa numitele, sunt așa numiți endocrine disruptors, disrupt ciclurile endocrine, mimează hormonii estrogeni, mimează hormonii gestageni, adică produc un caos la nivelul receptorilor pentru acești hormoni și induc transformarea tumorală. Din anii 90 este cunoscut că, într-adevăr, xenobioticele, bine cunoscut, deci toxinele din mediu și hipoxia pot induce cancer. Și una și alta. Amândouă, xenobiotic și hipoxia, induc în celulele respective o cădere a sintezei de ATP. Cum știm, celulele canceroase folosesc glicoliza ca major PESUI pentru producerea de energie, pentru producerea ATP, dar într-o cantitate, bineînțeles, mult mai mică și ca atare au nevoie de o cantitate imensă de glucoză ca să-și poată satisface nevoile metabolice și de înmulțire. În aceste celule găsim, cum vedeți, o cantitate scăzută de ATP și cantități crescute de substanțe reductive, NADH, NADPH, cisteină, glutation, glucoză, puteți adăuga. Toate aceste substanțe reductive le găsim în exces în celulele canceroase, inducând, cum vedeți în dreapta, starea de redoză în aceeași celulă, supply of reducing equivalence, când o celulă are o cantitate mare de elemente reductive pe care nu le poate oxida, nu le poate arde, cum se întâmplă în fosforilarea oxidativă, în prezența oxigenului, inducem o stare de redoză în acea celulă. Așa cum găsim în toate celulele aflate în multiplicare. Vezi celulele psoriatice din keratinocitele psoriatice. Vezi la atopici plasmocitele în diviziune pentru producerea IgE-ului. Vezi celulele canceroase. Stare de redoză intracelulară. Această redoză conferă o protecție extraordinară atacului prooxidativ din afară, în special atacului citostatic, atacului cu chemoterapeutice. Excesul reductiv este protecția respectivă. Ce conduce la o stare de redoză? Care sunt mecanismele? Hipoxia. Hipoxia, cum bine știm, lipsa oxigenului, nu poți să arzi substratele. Rămân în exces substratele în formă redusă. NADH-ul, NADPH-ul, cisteina, glucoza nu pot fi oxidate. Lack of exercise. Nu facem mișcare, nu introducem oxigen. Același lucru. Acumularea de xenobiotice, cum am arătat și înainte. Ce fac xenobioticele? Blochează fosforilarea oxidativă. Blochează lanțul respirator mitocondrial. Ca atare, iarăși nu mai poți produce oxidarea substratelor cu producere suficientă de ATP. ATP-ul scade corespunzător. Excessive eating, discutam ieri, colegii au prezentat aceeași problemă, excesul de carbohidrate, excesul de grăsimi, nu face decât să crească starea de redoză intracelulară, în special când nu le arzi, când nu faci exercițiu fizic ca să arzi acest lucru. Sau cum spuneau colegii, domnul profesor Dulcan și domnul profesor Bojor, cine mai ține post? Da? Gândiți-vă, uitați-vă la persoanele din jur, cine mai este dispus să țină post, care lăsat de Dumnezeu, a avut un rol și are un rol extraordinar important de curățire a corpului, de ardere a acestor, acestor elemente suplimentare care nu au ce căuta în exces în celule. Hipotiroidismul, bineînțeles, iarăși cunoscut, hipotiroidismul ne împiedică să ardem în măsură optimală substratele energetice, bineînțeles. Seleniu, deficiența de seleniu este adesea legată de hipotiroidism, întrucât glutation peroxidaza, care este selenodependentă, face conversia de la T4 la T3, la hormonul tiroidian, la hormonul tiroidian activ, la T3. Okay? Lipsa seleniului, foarte caracteristică în cancer, conduce la o deficiență gravă și nu mai permite această conversie. Deficiențele de cupru, foarte importante pentru activarea oxidazelor și creșterea hidrogenului sulfurat, că în stările de balonări intestinale și așa mai departe, din disbioze intestinale, blochează citocromul A și enzimele oxidative cuprodependente. Profesorul Shapiro a analizat în anul 72 situațiile legate de oxidoză-redoză și iată starea de redoză despre care vorbim, jos, caracterizată printr un potențial redox scăzut și în cazul corespunzătoare unei presiuni a oxigenului scăzută, presiunea parțială a oxigenului, iată aici, care este scăzută, hipoxia de care vorbim, conduce la o stare de redoză. La fel, acumularea de substanțe nevolatile reductante în aceste celule. Și pune întrebarea, conține celula canceroasă acest exces de substanțe reductive? Da sau nu? Răspunsul este da, de 100 de ori da. Și dacă cercetați diseară
dați în Google două cuvinte cheie, cancer growth sau malignant growth și glucosione, reduce glucosione, veți constata peste 3000 de articole care documentează că celula canceroasă este plină de glutation. Plină de glutation, care îi conferă două avantaje enorme. Starea de redoză, care, cum vom vedea, activează glicoliza anaerobă, și rezistența la chemoterapeutice. Extraordinar de important. Celulele canceroase, cum vedeți aici în cancerul de sân, ne continuăm povestea cu cancerul de sân, conțin valori 300-400% mai crescute decât celulele normale de glutation din țesutul benign, din țesutul normal mamar. La fel, în cancerul renal, sunt, vă spun, 3000 de citații pe temele astea. Conțin și cancerul renal, găsim 2,6-2,8 mai mult glutation redus decât în celulele renale normale. Avantajul? High resistance to cisplatin in human ovarian cancer cell line is associated with marked increase of glucosion synthesis. Deci, sinteza crescută de glutation din aceste celule conferă un avantaj extraordinar de rezistență contra acestor cetostatice chemoterapii și, ca atare, nu are sens să dăm unui pacient cu cancer precursor de glutation sau glutation. Glutationul merge direct și va fi folosit numai de celule tumorale, iar precursorii glutationului, în primul rând, mare greșeală, acidul glutamic, care este iarăși participant în structura glutation, și cisteina, în primul rând, nu fac decât să se accelereze creșterea tumorală. Dar aceste lucruri nu sunt cunoscute, nu se discută. Sunt studiile care arată acest lucru, iată, antioxidanții accelerează progresia cancerului pulmonar în testele făcute pe animale, în care, dreapta jos, N-acetilcisteina și vitamina E sunt factori care, în mod evident, accelerează creșterea tumorală. Nu poți distruge o celulă tumorală plină de elemente reductive dând antioxidanți. Aiurea, nu faci decât să crești redoza intracelulară în aceste tumori și să accelerezi multiplicarea. La fel, vitamina E poate crește riscul de cancer la prostată. Studiile respective arată într-adevăr o corelație între vitamina E luată doze de 400 până la 800 de miligrame zilnic și frecvența cancerului de prostată net crescută. În fine, această hipoxie, cum spuneam, și cu redoza caracteristică induc un fenomen dramatic pentru lupta dintre celula tumorală și restul organismului. Induc glicoliza care, în cazul celulei tumorale, nu este o glicoliza anaerobă, cum știm de la efectul Pasteur, ci este o glicoliza aerobă, efectul Warburg, ceea ce înseamnă că această glicoliză, caracteristică de fapt celulelor în hipoxie, are loc și în prezența oxigenului. Acesta este efectul Warburg. Da? Deci, celula canceroasă folosește acest mod ancestral de a-și produce energia și de a se hrăni chiar în prezența oxigenului. Efectul Warburg. Warburg a luat premiul Nobel pentru această descoperire epocală, aș putea spune, care este la fel de valabilă și până în zilele noastre. Ce se întâmplă în cazul instalării unei situații hipoxice, ori prin lipsă de oxigen, ori prin toxinele respective, cum am arătat, care blochează lanțul respirator? Hipoxia conduce la apariția, la expresie, la creșterea imediată a așa numitului HIF, Hypoxia Inducible Factor 1, HIF 1. Acest HIF 1 are o capacitate enormă de a stimula glicoliza anaerobă, glicoliza aerobă, în cazul celulei canceroase. Iată, pornind din dreapta sus, de sus, glucoza este preluată cu o viteză enormă prin transportorii de glucoză, glutamine prin glut 4, de la 1 la 4, și prin receptorii de insulină. Insulina, celula canceroasă are de 100 de ori mai mult, de circa 100 de ori mai mulți receptori de insulină și de IGF-1, IGF-1, decât celula normală. Deci tot ce are nevoie pentru metabolismul ei își organizează la suprafață prin acești transportori speciali pentru a acumula toată glucoza care stă la dispoziție. Toată glucoza care stă la dispoziție din sângele pacientului respectiv. Glucoza respectivă, glucoza este, pornește pe calea glucolizei, binecunoscută calea glicolizei, vom vedea imediat, enzimele glicolitice, și se termină transformarea glucozei cu producere de piruvat în finalul glicolizei aerobe, deci în prezența oxigenului. Ca și la fel se întâmplă în glicoliza anaerobă. Acest piruvat, care îl vedem jos, în loc să intre, să o ia în stânga către mitocondrii
pe calea piruvat de hidrogenazei și să intre în mitocondrii pentru a fi metabolizat prin acetilcoenzima, ciclu Krebs și fosforilare oxidativă, nu ajunge la mitocondrii, întrucât această enzimă piruvat de hidrogenaza, PDH-ul, este blocată de PDK-1, piruvat de hidrogenaza chinaza, care este iarăși activată, supraactivată de HIF, de acest hipoxia inducibil factor. Ca atare, piruvatul nu-i rămâne decât cale de convertire în lactat. Celulele canceroase au două izoenzime, 4 și 5, care se numesc lactat de hidrogenaza A, care conversează cu o viteză extraordinară piruvatul în lactat și îl elimină la exterior. Tot celula canceroasă, pentru a-și menține alcalinitatea și redoza intracelulară, elimină tot excesul de protoni produs, orice proton produs, prin patru pompe, așa numitul antiporter sistem, sodiu proton, sodiu hidrogen antiporter sistem, prin carboanhidrazele, zinc dependente, țineți minte, carboanhidrazele sunt zinc dependente, celula canceroasă are nevoie de zinc extraordinar. Și anume, pentru trei fenomene importante, pentru menținerea alcalinității prin carboanhidrază, hidrogenul este eliminat sub formă de acid carbonic la exterior, și pentru menținerea ritmului de înmulțire prin activarea DNA polimerazei și a timidin chinazei. Toate aceste enzime sunt zinc dependente. Ca atare, zincul nu are ce căuta în hrana pacienților de cancer. Sunt lucrări senzaționale care arată pe studii animale purtătoare de tumori regresia masivă a tumorilor la o dietă fără zinc. Aceste lucruri trebuie să ajungă la oncologi. Da? Ca și povestea glucozei. În momentul în care constatăm că această cale, această glicoliză aerobă, cum vedeți aici, este extrem de activată, nu mai are rost să-i dai pacientului cu cancer infuzii cu glucoză, cum se întâmplă, din păcate, în multe spitale. O greșeală catastrofală. Iată, glucoza care o vedeți sus, la capul la intrarea în glicoliza anaerobă, este metabolizată atât în glicoliza clasică, cu formare de piruvat jos, cât și în așa numitul pentozofosfat pathway, în care și glucoza și fructoza, țineți minte, fructoza e la fel de periculoasă ca și glucoza, okay? Sunt puternic, rapid metabolizate și din acest motiv avem doi factori prin care putem testa cât de repede merge evoluția tumorii la pacientul respectiv. Care sunt cei doi factori? E aerobă sau anaerobă celula? Celula... Că piruvatul e anaerob. Da, domnul profesor, dar glicoliza respectivă este o glicoliză aerobă. Poate avea loc și în prezența oxigenului. Celula canceroasă. Știm asta, dar totuși efectul Warburg, mă rog să citiți literatura, efectul Warburg îți arată că celula canceroasă menține glicoliza. Nu are nevoie de oxigen. Nu are nevoie de oxigen. Dar poate și, totuși, poate și în prezența oxigenului păstrează aceeași cale. Efectul Warburg, caracteristic celor care... Se referă la faptul că acum există oxigenoterapie și ozonoterapie și nu înțeleg, ăștia sunt doritor să-și vândă. Eu am două cazuri învățate de la dumneavoastră și am fost atentă. La asta se referă. Ei sunt, te vindec de cancer, vin să-ți fac ozonoterapie și oxigenoterapie și treci. Și aici e greșea, asta se întâmplă. Nu, întâi trebuie să stabilizezi pacientul, să-l intri în remisie și abia pe urmă aplici. Doamna doctor, mă scuzați că v-am întrebat. Eu vreau să știu că e foarte important. Dacă celula canceroasă funcționează foarte bine și în hipoxie. Să confirm ce spune domnul... Nu. Ceea ce spune domnul profesor este corect. O celulă, tumora primară, se naște în hipoxie. Tumora primară se naște în hipoxie. Ca atare, glicoliza inițială pornește în hipoxie, efectul Pasteur cunoscut, cu producere de piruvat, așa cum am discutat. Dar aceleași tumori, în metastazele lor, sunt pline de oxigen în jur și mențin totuși aceeași glicoliză anaerobă. De rezistentă încât rezistă și în prezența. Exact, oxigen, bravo, exact. Hai să o formulăm așa, pe românește. Da. Bun, acum, foarte interesant pentru pacienți și pentru oncologi este faptul cum putem afla eu ca pacient sau colegul care tratează, dacă pacientul respectiv are o tumoră activă. Prin măsurarea tocmai acestui metabolism al glucozei. Și anume, pe de o parte putem, uitați în partea stânga sus, vedeți transchetolaze în cadrul șuntului pentozofosfactic, este o enzimă care este extrem de puternic activată în tumorile cu multiplicare rapidă. Deci ca atare și fructoza, țineți minte, este
este felamplat, cum spune Neamțu, este contraindicată în metabolismul, în nutriția pacientului cu cancer. Această transchetolază o găsim puternic exprimată la tumorile în diviziune activă și o găsim slab exprimată în remisiuni. O găsim slab în remisiuni. Al doilea factor, glucoza însăși. Cum putem afla dacă avem o tumoră activă? Foarte bine, prin PET, testul PET, care îl cunoaște toată lumea, Europa, America, așa mai departe, îți arată prin glucoza marcată 18-fluorodeoxiglucoză, FDG-ul, unde se duce această glucoză. Și unde se duce această glucoză? Iată, tocmai la celulele canceroase. În stânga, la prima imagine în stânga, găsim metastazarea și masa tumorală imensă, mediastinală și cu prinderea organelor digestive ficate, etc., în stânga, și în dreapta, după o terapie integrativă, nu mă intrăm acum în detalii, în dreapta, imaginea din dreapta, iarăși metastazele respective, toți factorii tumorali unde s-a dus glucoza. Ca atare, n-are niciun sens să mai dai glucoză intravenos acestor pacienți. Nu faci decât să-i grăbești exitus. Nimic altceva. Deci, iată ce important este acest lucru. Glucoza este principalul combustibil al celulei canceroase. Și toată intervenția nutrițională de care discutăm are ca sens sau ca direcție ce dăm în locul glucozei ca să oprim această proliferare canceroasă și să-i luăm substratul metabolic celulei canceroase. Ca terapie antiproliferative, avem aici o serie de terapii care, foarte eficiente și mai interesant, nu costă nimic. Nu costă nimic. Bine, sigur că mâncarea te costă când îți cumperi mâncare, dar vreau să spun, nu-ți trebuie niciun fel de terapie medicamentoasă, așa mai. Prima, short fasting. Domnul Bujor, domnul Dulcan, domnul profesor, toți au subliniat în anterior ce important este acest post. Dar nu e vorba de un post prelungit de 30 de zile ca pacientul să intre în cașeție. Este vorba de posturi scurte, de 3 zile, să spunem, susținute eventual, imediat după asta, de o dietă ketogenă. Ce fac posturile? Ce face postul? Ce face lipsa mâncării? După 24 de ore, când glucoza sangvină a scăzut la un nivel corespunzător, nu vorbesc aici de diabetici, bineînțeles, la un nivel corespunzător a scăzut, hai să zicem după 24-48 de ore, se instalează metabolismul ketonic. Corpul începe să producă energie nu din glucoză, care este prima sursă, ci din grăsimi. Din grăsimi, în care oxidarea grăsimilor, beta-oxidarea grăsimilor, conduce la apariția corpilor cetonici, acetona, acetoacetatul și beta-hidroxibutiratul, care sunt elemente cu o valoare nutritivă extraordinară pentru creier, pentru mușchi, pentru mușchiul cardiac și așa mai departe. Acest shift de la metabolismul glucidelor la metabolismul lipidelor are o valoare extraordinară, întrucât acești corpi cetonici pot fi folosite de celulele normale și de organele neatinse de tumori, dar nu pot fi folosite de celulele canceroase. Extraordinară observație a celor care au început în anii 30-40 aceste posturi asociate cu sucurile de legume, Gerson diet, dietele Gerson în America și așa mai departe. Extraordinară observație, care au obținut vindecări spectaculare. Spectaculare. Acum, trebuie să facem deosebirea între un post de 2-3 zile în care dăm această informație deja după 24 de ore organismului foarte slăbit al pacientului cu cancer și îl ajutăm să intre în această stare de metabolizare nu a glucozei, ci a grăsimilor. Ok? Și postul prelungit, cum spuneam, de 10-20-30 de zile, care te poate duce la cașexie și moarte. Mare atenție la acest lucru. Cum? Care este drumul optimal? Al doilea, sugar free diet, am discutat, dieta ketogenă, light aerobic exercise, deci exercițiul fizic, chiar într-o măsură moderată, ajută extraordinar acest lucru, și hipertermia. Bineînțeles, hipertermia medicală este, cel puțin în Germania, foarte folosită la ora actuală, pentru pregătirea unei intervenții chemoterapeutice, se folosesc în combinația cu hipertermia, cu chemoterapia, și întrucât induce și ea acest metabolism ketonic prin accelerarea oxidării lipidelor. Iată lucrării în peer journals din universități americane, din Universitatea din Los Angeles, în care fasting versus dietary restriction and cellular protection and cancer treatment
from model organs to patients. Deci, colegii testează și pe animale, și pe pacienți și ajung la concluzia că un fasting, deci un post de maximum 5 zile, rămân la 3 zile optimal, reduce atât receptorii de insulină, cât și sensibilitatea celor canceroase insulină la IGF-1 și, bineînțeles, suportul de glucoză, aportul de glucoză, și îl recomandă călduros pentru aceste cazuri. Ce rol are restricția de carbohidrați în tratamentul și prevenția cancerului? Același lucru. Iată, a doua cu galben, second, high insulin and insulin-like growth factor levels resulting from chronic ingestion of CHO Western diet meals can directly promote tumor cell proliferation. Deci, insulina și nivelele crescute de insulină și IGF-1, care rezultă, bineînțeles, din dietele bogate în carbohidrați, că numai în momentul când ingerezi făinoasele și dulciurile, ai aceste descărcări de insulină și de IGF-1, favorizează creșterea tumorală. Negru pe alb, ceea ce este absolut adevărat. Al troilea, corpii cetonici, care sunt evaluați, care sunt crescuți când insulina și nivelele glucozei scad, cum spuneam, în urmă un mini-fasten, okay? Au fost găsite să afecteze în mod negativ, deci să reducă proliferarea în diferite celule maligne și așa mai departe. Iarăși, o dietă scăzută în carbohidrați, crescută în proteine, scade ritmul de creștere al tumorilor și previne inițiarea procesului canceros. Același lucru. Iată chetonii corpii de care vorbeam, corpii cetonici care vorbeam jos, beta-hidroxibutiratul, acetoacetatul și acetona. Avantajul acestor elemente este că prin acetoacetat poate fi, acest acetoacetat poate fi angeșloiz, poate fi reintrodus în ciclu cresc prin acetilcoenzima A, da? prin intermediul unei enzime subcinil coenzima de hidrogenază, care introduce acești corpi cetonici, ajută transferul acestor corpi cetonici în acetilcoenzima A și urmă metabolizarea lor prin ciclu Krebs și în fosforilare oxidativă. Acest mecanism nu există în celula canceroasă. Celula canceroasă știe numai unul, glucoză. Atât știe. Și ca atare, schimbarea unei diete bazate pe făinoase, pe zaharuri, pe dulciuri, care este imperioasă în tratamentul cancerului, asta trebuie discutat cu oncologii și cu pacienții, trebuie făcut acest shift de la această dietă în care suportul e bazat pe glucoză la această dietă ketogenă. Iată lucrările americane și ale colegilor din Coreea, care arată că o dietă ketogenă caloric redusă este o alternativă, o terapie alternativă eficientă pentru cancerul malign de creier. Am chiar în sală o colegă cu care tratăm un pacient cu glioblastom și care această intervenție este hotărătoare pentru reducerea atât a masei glioblastomului, cât și a regenerarea structurii. Mai permite să vă întreb o întrebare, că altfel, da? La sfârșit, se spunea că celula nervoasă consumă numai glucoză. Și consumă și corpii cetonici, bineînțeles. Bineînțeles. Am spus mai devreme, corpii cetonici. Deci celula nervoasă consumă și corpii. Bineînțeles. Iată. Dar celula nervoasă normală consumă corpii cetonici, celula nervoasă canceroasă nu. Și ca atare, restrângându-i aportul de glucoză și dându-i acești corpi cetonici, o aduci în stare de înfometare și se induce apoptoza prin stres oxidativ. Asta este rolul acestor diete ketogene. Iarăși, colegii din Germania, care îi cunoaștem și noi, doctorul McCoy, Johannes Coy, care este descoperitorul acestei transchetolaze și care a ajutat colegii și a lucrat și la Centrul Internațional de Cancer de la Heidelberg la identificarea acestei transchetolaze, care este folosită la ora actuală ca marker, cum vă spuneam, pentru documentarea unui metabolism tumoral ultra-rapid și creșteri tumorale rapide. Și ei combină o dietă ketogenă, care există acum pe piața germană, cu omega-3 fatty acids și cu medium chain triglycerides, trigliceride de catenă medie, care sunt substrate superbe pentru celulele normale, dar care nu pot fi folosite de celulele canceroase.
ceea ce propun ei sunt astfel de suplimentări, în special înainte sau după terapiile clasice cu cetostatice sau cu radioterapie, okay? Pentru sensibilizarea celulelor, înfometarea celulelor, fiind înfometate, scăzându-le glutationul intracelular, bineînțeles că sunt mult mai sensibile la terapia cu citostatice sau cu radiații. Iată ce simplu se poate schimba cursul și succesul unei terapii, schimbând mâncarea respectivă. Dietă și cancer, bineînțeles, e o lucrare mare, este un overview. Se face legătura între consumul de carne roșie exagerat, de exemplu, în Sud America, în Uruguay, Uruguayul, care are cel mai bun steak de vacă, cum bine știți, și se consumă cel mai puternic, are și cea mai mare frecvență a cancerului de colon și de rectal, colorectal cancer. Cu mult peste restul țărilor. Și se face corelația directă între consumul crescut maxim de carne roșie și acesta. Ce este bun pentru celula canceroasă și ce este rău pentru celula canceroasă. Aminteam cu câteva minute înainte experiențele și rezultatele doctorului Gerson din anii 40-50, care trata pacienții cu post și întrerupt de aceste sucuri, cu sucuri vegetale, cu sucuri de legume. Fata dânsului, cu care m-am întâlnit de două ori la Las Vegas și New York, îmi spunea și îmi spunea și celor din sală, nu a rezolvat pe toți pacienții. A avut cazuri de rezistență în care totuși pacientul a murit. Astăzi știe de ce ea, dar Gerson nu avea cum să știe. Gerson nu avea cum să știe care dintre sucurile respective are un potențial prooxidativ și care are un potențial proreductiv. El nu avea cum să măsoare. El a constatat însă că majoritatea sucurilor de legume, iată aici efectul sucului de morcovi, proaspăt de morcovi, aveau un potențial anticanceros, un potențial prooxidativ. Dacă obținem un suc de morcovi proaspăt, acum stors, și îl dăm pacientului oral, sau îl punem o picătură peste sângele sui, vedem imediat în ce direcție merge reacția redox, în cazul nostru, prooxidativ. Linia albastră, care o vedeți pe grafic, este linia de potențial redox bazal, linia pacientului respectiv, iar aici, pe linia roșie, este efectul sucului de morcovi. 1,2 ml de suc de morcovi însemna cam circa o jumătate de litru băut oral dimineața pe stomacul gol. Are același efect. Prooxidativ, anticanceros. De ce? Pentru că celula canceroasă este plină de elemente reductive, cum spuneam, e în redoză. Nu putem elimina o celulă canceroasă dând antioxidanți. Cea mai mare greșeală, sau substanțe reductive de genul cisteinei, glutationului, NADH-ului și așa mai departe. Dar Gerson n-a știut, de exemplu, și asta găsim în rețetele lui, că sucul de sfeclă roșie, beetroot, are efectul invers. Sucul de sfeclă roșie, precum vedeți, are un efect proreductiv. De ce? E plin de zahăr. Zahăr, sfecla roșie. Zahărul din sfeclă. Gerson n-a știut acest lucru. Gerson a știut că sfecla roșie este bună la sportiv, ești în efort, la oamenii normali. Da? Combinația de zahăr cu substanțele polifenolice din sfeclă este minunat, dar nu la pacientul de cancer în care zahărul nu-i face decât să accelereze. N-a știut acest lucru, spunea și fata lui. Altă minune, sucul de grapefruit. Sucul de grapefruit are un efect prooxidativ senzațional, noi îl folosim cu mare succes la leucemii, leucemii limfatice și mieloide, și uitați-vă ce efect are de la nivelul bazal al pacientului respectiv, un pacient cu MCS, de la minus 93 de milivolți la minus 68 de milivolți, un efect extraordinar care îl poți obține de obicei, măsurabil, că l-am măsurat, am arătat la cursul de cancer, cu hipertermie, cu o hipertermie medicală, de 6 ore durează ședința respectivă. În această hipertermie se obține un efect similar de 40 de milivolți prooxidativ, care distruge celulele din periferia tumorii, prin șoc prooxidativ. Iată, două pahare de grefrui, 750 de ml, ingerate dimineața pe stomacul gol, obții același efect, dar în loc să plătești 6.000 de euro ca la profesorul Doves în Bad Aibling, unde se face hipertermia, te costă poate un euro cele două grefruituri din care, sau trei din care îți faci sucul. Sunt minuni ale naturii despre care nu se vorbește și e păcat ca pacienții să nu le știe și medicii la fel. Asta este supa lui Gerson, în care vedem una dintre ele, ce conține celery. Deci, țelină, foarte bună, prooxidativ, pătrunjel, prooxidativ,
tomatoes pro-oxidativ, ok, garlic, ok, și dar onions, da, dar are și potatoes. La potatoes nu sunt de acord total. Reduci efectul pozitiv al celorlalte când ai cartoful care are o grămadă de amidon. Cum bine știm, o grămadă de amidon. Deci, pe scurt, terapiile antiproliferative dietetice de care am vorbit, trebuie să nu susțină creșterea tumorală, trebuie să se opună creșterii tumorale și primele, cele mai importante indicații sunt restricția de glucoză și de zaharuri, dieta ketogenă, induce preluarea cât mai mici cantități de cereale și de făinoase, de zinc, de fier și de nichel, cum am văzut, celulele canceroase sunt pline de astfel de elemente, pline, și au nevoie pentru proliferare și pentru această variabilitate genetică, cromul, folatul, acidul folic, alcoolul, bineînțeles, glutamatul extrem de negativ, acidul glutamic intră în sinteza glutationului imediat și steina intră în sinteza glutationului și protejează celula și așa mai departe. Și, de asemenea, bogate în omega-3, acid graș tip omega-3, carbohidrați vegetali complexi, deci legumele vegetale, proteine, carotenoizi, sfingolipoide, fitosteroli, izoflavonoide, polifenoli, jus, sucuri vegetale și de fructe cu potențial prooxidativ, aici trebuie măsurat acest potențial înainte de a-l oferi, acidul lactic, iarăși prooxidativ, selenul, cum am discutat, selenul, știți ce face selenul? Că lumea crede că e antioxidant, dar de unde? Selenul per se n-are nicio activitate antioxidativă, zero, per se într-un test de antioxidare, dar selenul reduce glutationul intracelular. Oxidează glutationul. Asta este efectul selenului pozitiv pentru celula canceroasă. Nu știu dacă mai doriți 10 minute, dacă oferă... Da. Bine, mulțumesc. Cum mai am nevoie de 10 minute, îmi pare rău. Putem vorbi 6 ore. Bine. Vorbiți până obosiți. Bine. Suportul de... discutăm pe scurt suportul de vitamine, elemente minerale și așa mai departe. Ce e bun, ce e rău? Vitamina C. Mulți, majoritatea dintre dumneavoastră, au auzit că vitamina C are un efect anticanceros. Într-adevăr, așa este. În ce condiții și de ce are un efect anticanceros? Asta este întrebarea care ne-am pus-o acum 12 ani, când am început cercetările pe această temă. Constatând că vitamina C, și prin rezultatele noastre, prin măsurile noastre, care vi le arăt, că vitamina C, paradoxal, în celula canceroasă exercită un efect pro-oxidativ. Deci nu este, rămâne antioxidantul cunoscut de noi, care este foarte bun și cu efect antioxidativ pentru celule normale, ci exact în celule canceroase exercită un efect pro-oxidativ, ceea ce o face o terapie extrem de specifică. Vom vedea de ce. Iar polifenolii, la fel. Iată, în ciclul redox al vitaminei C, Se produce oxidarea vitaminei C de la acidul ascorbic jos la dehidroascorbic, acidul dehidroascorbic. Pe parcursul acestui proces de oxidare, deci în cadrul acestui ciclu redox, observăm apariția unui ascorbil monoanion și unui al doilea monoanion radical care are loc și unui ascorbil radical care are loc prin conversia ascorbilului monoanion dreapta sus în prezența oxigenului și a fierului trivalent. De ce fier trivalent? Fierul celular se găsește numai legat de feritină. Numai legat de feritină nu este nociv. În momentul în care a ieșit, iese din legătura de feritină și este redus la fier divalent, devine extrem de periculos pentru celule dacă nu este preluat imediat cu sinteză de hemoglobină, lactoferină sau mai știu eu ce. Ca atare, această conversie a ascorbilului monoanion în ascorbil radical în prezența fierului conduce la această reducere a fierului în celulă și transferul unui electron în cadrul acestei reduceri spre oxigenul molecular cu formarea unui radical peroxid. Deci se reduce oxigenul molecular la radicalul superoxid. O2-. Okay. Acest radical superoxid, cum bine știți, are un efect pro-oxidativ și poate, în concentrații adecvate, să inducă apoptoza în celulele tumorale. E cunoscut acest lucru. La fel ca și apa oxigenată, care derivă din radicalul superoxid în prezența catalazei. Superoxid dismutazei. Da? Superoxid dismutaza dismutează superoxidul cu producerea de apă oxigenată. Aceste două elemente pro-oxidative distrug celula canceroasă, eliminând toată rezerva de glutation.
elimină rezerva de glutation și produc apoptoza în celula canceroasă prin șoc oxidativ. Bun, deci acest fenomen se produce de două ori în cadrul unei singure oxidări a moleculei de ascorbat. Au celule canceroase astfel de metale? Câte doriți. Am arătat în lucrarea publicată în 2006, prin măsurătorile făcute la noi în clinică, cu atom absorption spectrofotometrie. Una cu preferință, metale. Da, da, da. Receptorii de transferină de pe suprafața celulei canceroase sunt de 50% de ori mai numeroși de transferină decât la celula normală. Receptorii de tioneină de pe suprafața celulei canceroase sunt de 100 de ori mai pentru zinc, da? Pentru transferul zincului. Zincul este absolut obligatoriu pentru creșterea tumorală. Nu dați zinc la pacienții cu tumori. Ok, deci ce am constatat? Fierul, iată, în partea din stânga, fierul din biopsiile canceroase, în dreapta, observați însă scala, că nu este acea scală, în, la biopsiile de control, deci de circa 10 ori mai mult fier în celulele tumorale. Nichelul, de 20 de ori, de 30 de ori mai mult nichel în celulele tumorale decât în celulele mamare normale. În control biopsii 11 la 33, cum vedeți aici, de microgram pe kilogram, aici de 469 la 3300. Îngrozitoare acumulare de nichel. Da, dar astea ar trebui să o omoare. Nu, nu o omoară, pentru că aceste elemente ajută celula canceroasă să atragă elementele reductive. Deci, celula canceroasă sintetizează glutationul extraordinar de perfidă. Sintetizează glutationul într-o cantitate enormă, tocmai ca să compenseze această acumulare. Este un mecanism genial care permite să supraviețuiască, să și mulțească mai departe prin această variabilitate genetică gigantică. Zincul de care vorbeam, uitați-vă, valorile în celula normală maximum 9.000 de micrograme, dincolo 97.000 de micrograme, adică este o acumulare enormă de zinc necesară multiplicării. Și americanii care l-au urmărit pe Linus Pauling, care îndrăznise să afirme în anii 70 că vitamina C este bună contra cancerului, dată în infuzii, în perfuzii cu cantitate crescută, același Food and Drug Administration confirmă 40 de ani mai târziu că concentrații farmacologice active de vitamina C omoară celulele canceroase în mod selectiv. Acțiunea ca prodrug to deliver hydrogen peroxide to tissues. Deci, acțiunea ascorbatului este mediată prin producerea de apă oxigenată, care, bineînțeles, distruge prin apoptoză, prin șoc oxidativ, celulele canceroase. Ce nu explică nici Pauling și nici aceste colegii de la Food and Drug Administration în 2005, mi se pare, nu explică de ce. De ce tocmai în celulele canceroase se întâmplă acest fenomen și în celulele normale nu? Ori explicația este tocmai cantitatea enormă de metale care avem în celulele canceroase, în prezența cărora vitamina C se autooxidează la dehidroascorbat cu producere de superoxid și de hidrogen peroxid, de apă oxigenată. Această explicație am dat-o în Journal of Cancer Prevention, o vedeți aici, lucrarea din 2010, în care arătăm, vă putem trimite pe KPDF dacă doriți, luați adresa noastră și vă trimitem KPDF, în care arătăm exact această corelație și obligativitatea metalelor în celulele canceroase ca substrat pentru autooxidarea ascorbatului cu producere de radicali liberi care distrug, induc apoptoza prin șoc oxidativ. Asta 31 de pagini. Vitamina C de sinteză, pentru că vitamina C naturală nu face așa ceva. Vitamina C de sinteză face de altruite faptului că este întotdeauna însoțită de diaceton sorboză. Vă mulțumesc pentru explicație, poate să fie așa. Eu vă pot spune de ce nu face vitamina C naturală. Nu face. Pentru că vitamina C naturală este însoțită de alți antioxidanți naturali, de genul polifenolilor, de exemplu. Ori acești polifenoli în combinație cu vitamina C blochează autooxidarea vitaminei C. Vă mulțumesc pentru precizare. Da? Și asta am arătat-o la cursul de cancer, dacă ați fost, am arătat experiențele care ne-am făcut, în care arătam că o combinație de vitamina C cu clorură mercurică și glutation conduce rapid și cu clorură mercurică la început conduce rapid la oxidarea vitaminei C, curba de oxidare se vede imediat. În momentul când dai o picătură de glutation sau o picătură de polifenol, treaba se oprește. Se oprește autooxidarea vitaminei C, întrucât e protejată de polifenol sau de glutation. Mai că asta se vinde cel mai mult pe piață. Da. Din ce în ce mai proastă.
Bun, polifenolii, ca să încheiem în câteva minute, și aceste molecule sunt minunate, sunt minune ale naturii, aș putea spune, pentru că, la fel ca și vitamina C, protejează celulele normale, lungesc durata de viață a celulelor normale, au un efect antioxidativ extraordinar contra diverselor radicali liberi, dar în prezența metalelor, la fel ca și vitamina C, se autooxidează cu producere de radicali semichinonici. Ori acești radicali semichinonici și radicalii liberi care derivează, uitați-vă ciclul care îl arăt pe imagine, și radicali liberi care sunt eliberați în același timp, induc iarăși șocul oxidativ și apoptoza în celulele canceroase. Exemplu, un fenol substituit, catecolul, în așa numitul ciclu Hamilton, pe cum vedeți, cu cele două grupări hidroxil ale fenolului respectiv, în prezența fierului, conduc la reducerea fierului, okay, cu producere de radical semichinonic dreapta sus și cu cedarea unui electron pe oxigenul molecular și formarea radicalului superoxid. Exact același mecanism ca și la ascorbat. Și numai în prezența metalelor. Asta am arătat la cursul de cancer în detaliu cu toate experiențele care le-am făcut și la noi și la Max Planck Institute în Dortmund. Polifenol de genul Green Tea, Grüner Tee, epigallocatechilgalat din cerul verde. O minune naturii, iarăși. Administrarea de epigallocatechin galat în concentrații farmaceutice pe epitelium sau pe bazaliom, deci direct pe tumora respectivă, conduce la eliminarea tumorilor respective. Nu veți auzi acest lucru pentru că e prea ieftin. Nu veți auzi din farmaindustrie așa ceva. Dar, iată, și colegii din Statele Unite, din Pennsylvania, observă același lucru, că acest epigallocatechin galat care e cunoscut ca antioxidant. Într-adevăr, poți lega diverse radicali liberi. În prezența metalelor are un rol, are o activitate pro-oxidativă, pro-oxidant activity, sau green tea polifenol, cu rol în prevenirea cancerului și, bineînțeles, și în distrugerea celulelor tumorale. Cum măsurăm acest lucru? Avem celula redox, care v-am arătat-o ieri, care pentru noi este absolut esențială în alegerea terapiei respective. Iată, ceaiul verde. O picătură de ceai verde peste sângele pacientului respectiv, vezi imediat curba pro-oxidativă de ceai verde. Te-ai putea gândi cum așa? Știu că ceai verde e un antioxidant. Da, polifenolii blochează radical liber, dar perechile redox din ceai verde sunt pro-oxidative. Deci au un efect anticanceros. Extraordinar de interesant pentru pacienți. Curcuminul, o minune a naturii, iarăși. O minune a naturii. Același efect. Iată, colegii din Coreea și din Japonia, pro-oxidant activity of curcumin. Toată lumea știa curcuminul antioxidans. Iată, efectul pro-oxidativ în prezența cuprului, care îl găsim iarăși în celulele tumorale și așa mai departe. Amestecuri de astfel de polifenol, care le-am testat la Neukirchen și la Max Planck Institute în Dortmund, ne arată că de la curba bazală, care o vedeți cu albastru jos, curba bazală, putem obține efecte pro-oxidative imense amestecând potrivit diversi polifenoli. De genul curcuminului, resveratrolului, epigallocatechingalatului și alții și fenol substituiți, cu un efect anticanceros extraordinar. Și iată și resveratrolul, iarăși în prezența ionilor de cupru, mutagenizate în plasmidul DNA cu efect anticanceros, și resveratrolul are același efect prooxidativ în momentul când se întâlnește cu metale tranziționale. Efecte, combinații de astfel de terapii, hoctosis, vitamina C cu polifenol și fenol substituiți, conduc la eliminarea tumorilor. Avem aici un adenocarcinom pulmonar în stânga, îl vedeți, cu dispariție în interval de 4 luni de zile. Aici un tumor mamare netratabilă, recidivată de 3 ori și așa mai departe, sub citostatice, sub radioterapeutice, cu cicatrizarea rănii respective și prelungirea vieții cu încă 10 ani de zile. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. La psoriazis avem aceleași. Vă mulțumesc pentru atenție și iertați-mă că am depășit timpul. Mulțumesc. Cine dorește, o ultima informație, cine dorește acest Food Allergy Control, îl puteți prelua de la noi pe online și puteți oferi pacienților dumneavoastră, dacă doriți, rețetele, dietele individuale personalizate. Vreau să vă întreb dacă la un sugar de un an, cu multiple alergizări, cu multiple IgM prezente la alimente, cu alergii deja manifeste, cutanate, dacă recomandați să nu vaccinăm
făcut vaccinul de un an și să-l amânăm spre 2-3 ani după ce stabilizează. Nu, n-am vaccinat. Deci amânăm vaccinul. Nu, până nu stabilizați copilul, vă și ajut să stabilizați. Eu am toate cazurile rezolvate. Și întrebarea 2. Dacă avem o mamă care alăptează cu multiple intoleranțe și probleme alergice, ca să nu oprim alăptatul, ideal schimbați ar fi dieta reglăm... mamei. Schimbați dieta mamei. Da, obligatoriu. Deci, obligatoriu. Testăm intoleranțele, schimbăm dieta până ce mama se redresează și continuăm. N-are voie carne de pui, vă spun de pe acum, pe mamele care alăptează, carne de pui din comerț interzis. Lactate, interzis, da, tot ce înseamnă. Am spus la curs aceste indicații, le-am spus. Am fost foarte docil, am învățat tot. Este un întreg know-how care trebuie transmis la colegi ca să înțeleagă aspectele astea, dar vedeți din complexitatea problemelor cu care ne luptăm ce greșeli grave se pot face în momentul când crezi nu are IgE-uri, poți să-i dau să mănânce ceva. Catastrofal, catastrofal. Trebuie testate toate sistemele de reacție în corp pentru că se face această trecere de la IgE la IgG4, la reacțiile celulare. Deci fiecare pacient are nevoie de dieta sa personalizată. Personal. Nu există atopici cu o dietă standard. Nu există așa ceva. Ați avut și insuccese? O secundă, m-a întrebat de însuși dacă avem insuccese. Pacienții care ne vin în clinică, domnule profesor, părăsesc clinica într-o stare deosebit de pozitivă. Ați văzut câteva imagini și mulți dintre ei cred că sunt vindecați. Unde avem insuccese? La teenagers. Teenagerul care a rezistat 3-4 săptămâni pe dieta de rotație, care nu-i face plăcere în comparație cu Burger King-ul, McDonald's-ul, cu care este obișnuit zi de zi, se duce acasă, reintră în grupa sa psihosocială din grupa respectivă și este din nou sub presiunea grupei respective. Nu vii cu noi la pub sau la cutare, pe atunci este marginalizat. Nenorociții ăștia se duc și mănâncă din nou. Beau din nou la crâșmă, mănâncă din nou McDonald's-ul, cu care de-aia fac recidivă. Care e o proporție de circa 10%, ca să spun așa, care aflăm că peste 3 luni de zile a făcut sau 4 luni de zile a făcut o recidivă după cea mea. Pentru că nu se ține de conceptul respectiv. Nu are niciun interes. Sunteți de acord cu mine că omul nu moare, ci se omoară? Absolut, absolut. Absolut. Ați spus asta foarte bine. Nu. Hai să fac o mică corectură. Trebuie să gândim altfel. Da. Auziți, în primul rând să gândim. Să gândim bine. Să gândim bine. Mulțumesc frumos.